Slăvit să fie Domnul! Este o bucurie să fim împreună aici, oamenii de Dumnezeu, care suntem fii ai aceluiași Tatăl care este Dumnezeu. Acesta este Cel pe care noi vrem să-L onorăm. Îl onorăm pe singurul învățător și adevăratul învățător, pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Avem de ce, fraților, pentru că dacă ne-am uitat în jurul nostru, uitați-vă, uitați-vă numai un pic câte evenimente sunt triste. Și noi suntem aici într-un loc plin de confort. Suntem sănătoși sau mai puțin sănătoși. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor noastre. Nu te afli într-un loc de groază, într-o sală de reanimare. Nu ești sub bombardamente. Nu ești sub dărâmături unde sunt cutremure. Merită l-a dat Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Un salut foarte frumos care îl văd aici pe perete și aș vrea să vă spun că mi-am adus aminte de o întâmplare care s-a întâmplat pe front în Dicovian, în timpul celui de-al doilea război mondial, după o luptă extraordinar de aprigă între ruși și între români, un Dicovian a spus, Doamne, zice, se vede că a venit sfârșitul. Oamenii erau mai răi ca fiarele. Au ajuns să se bată corp la corp cu baionete. Și l-a închis ochii și a zis, mulțumesc că a venit timpul să plec la tine, Doamne. Și a așteptat să-i împlânte cineva în piept baioneta. Și într-o dată el a închis ochii, mie multe în șir a stat așa. A văzut că zgomotul este din ce în ce mai slab și când deschide ochii, ce vede? Vede un mongoloid, un tătar. Un tătar care zâmbește. Și se uită la el și dintr-o dată, după ce a văzut că acesta a deschis ochii, s-a dus și s-a îmbrățișat și a auzit ce a strigat. Slava Iisusa Hristos! Slăvit să fie Iisus Hristos! Amin. Era un singur credincios. Și spunea credinciosul de la Bicov, zice, nu, n-am știut ce să povestesc, că nu știam limba rusă. Dar într-o zi vom fi pe ploaiele cerului. Aleluia. Și atunci vom povesti. Pentru că nu am știut limbele, dar într-o zi vom vorbi aceeași limbă. Și este o binecuvântare că noi aspirăm să ajungem în gloria cerească. Amin. Dumnezeu să ne dea putere. Amin. La un moment dat, nu pot să vedem mai departe, este un psalm prea frumos. Un psalm scris acum 3500 de ani. Dar parcă este scris de astăzi și de el. Și acum vreau să ne întreb, auziți cum începe psalmul acesta. Dumnezeu este locul nostru de adăpost. Din generație în generație, din neam în neam. Iubite credincios, este Dumnezeu adăpostul tău. Ai făcut din el adăpost. În seara aceasta este bine să-ți pui întrebarea aceasta foarte sinceră. Este Dumnezeu adăpostul tău, ai găsit adăpost. Pentru că oamenii încep să se sfere, să știți. Au început să plătească și să se ducă în cosmos, poate ați auzit. Plătesc călătorii de sute de milioane de euro ca să se refugieze pe alte planete. Poate ați auzit de asta. Dar noi trebuie să știți, să stăm liniștiți și piețele noastre să exprime speranță că într-o zi vom pleca cu toți acasă cei care l-au slujit pe Domnul. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Este o binecuvântare să fii aici în seara aceasta. Și vreau să spun că Dumnezeu este prezentat aici cu atributele sale numite în teologie netransmisibile pe care le are numai El. Și primul lucru care spune aici este veșnic. Marele adevărul pe care îl spune psalmul acesta sunt Dumnezeu este suveran, trăiască numele Său. Dumnezeu este veșnic, imutabil. El nu se schimbă. Dumnezeu este omniscient. El știe totul. Ești în fața unui Dumnezeu care îți cunoaște viața. Poate te rogi și spui, Doamne, poate am greșit. Eu zice să nu te rogi așa. Să-i spui, Doamne, am păcătuit. Am greșit. Și atunci Dumnezeu vine și El este gata ca să pierde dacă cer iertare. De ce este un Dumnezeu și milos? Este un Dumnezeu milos și nu uita stimatul meu. Aici, în textul acesta, mai este prezentat un mare adevăr care nu-l putem tăgădui. Este acela că tu și eu suntem efemeri, vremelnici, ca iarba, ca un vis, în mături dimineața. Mai e de la cel care ești de câteva decenii, cel ce ai trecut de 5-6 decenii. Mai e de la un copil nevinovat și inocent. Și uite, astăzi
Am voit mi darul, puneți întrebarea. Ești sigur că Dumnezeu este locul tău de adăpost? De-mi voie să spun că într-o zi se va face evaluarea, dar până atunci, fă-ți în seara aceasta o evaluare sinceră. Și să ne facem o evaluare sinceră, fiecare de aici. Spuneam la începutul anului unor elevi, erau mai mulți acolo și le-am spus, noi facem un fel de examen, dăm teste și le mai pierdem, dar le luăm până la urmă. E adevărat sau nu? Vine într-o zi marele test și acesta va fi testul final. Testul final are două opțiuni, dragul meu. Nu va fi un test în care cineva va încerca să-ți cumpere examenul. Nu, nu se va mai putea. Va avea două variante, două versiuni. Respins și admis. Iată de ce suntem aici să învățăm și m-am bucurat de cântarea aceasta care a fost cântată. Vreau să spun și să fim realiști. Nu ne mântuiește nicio organizație, ne mântuiește un Hristos. Amin. Este Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, al nostru, al tuturor. E adevărat sau nu? Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Dragul meu, vreau să spun că nu ești mai iubit decât mine. Și nu sunt mai iubit decât tine. Ne iubește la fel. E adevărat sau nu? Este un mare adevăr care trebuie să-l auzi de aici. Ce trebuie să faci? Dacă te afli și ai aflat că prin cele care s-au prezentat aici, te afli pe terenul împărăției Întunericului, fă pași rapizi și treci. Treci în împărăția lui Dumnezeu spirituală deocamdată. Pentru că dacă se vor întâmpla evenimente, uitați-vă, oameni, fel de fel de evenimente, spun că pândesc la ușa istoriei. Și s-ar putea să fie adevărate și eu cred că vor fi și adevărate în final. Nu le mai înșirăm ca să nu ne spierem, să zicem. Ei vorbește asteroizi, vorbește mari, războaie și așa mai departe. Și Domnul Iisus le-a zis, nu trebuie să te temi de lucrurile acestea. Asigură-ți un loc. Asigură-ți, dacă ești aici, un loc de adăpost și acesta să nu fie un adăpost, un vremelnic, un buncăr de undeva pe sub munți, cum au început oamenii să-și facă rost. Asigură-ți adăpost și adăpostul să fie Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. Și ce trebuie să faci tu? Fugi de pe terenul păcatului. Amintește-ți în seara aceasta că păcatul tău a făcut o prăpastie între tine și Dumnezeu. Păcatul este cel care face prăpastie. Și păcatul tău a făcut o prăpastie și trebuie să faci tot ce poți să părăsești împărăția Întunericului. Vrei să știi cum este împărăția Întunericului? Uite de afară. Uite de în jurul tău. Uite că poate și în viața ta. Dacă vrei să ajungi în lumea cerească și să îl ai pe Dumnezeu adăpost, fă pașii cei mai importanți care ți-i cere Cuvântul Dumnezeu. Și primul care să-ți vină în ajutor este Domnul Iisus. El a venit în locul nostru. Vino în momentul acesta și spune, Doamne Iisuse, am aflat că nu este niciun mântuitor în afara ta. Știți că scrie Biblia așa ceva. Prima dată ne-am întâlnit cu dumneavoastră și nu ascund. Am plâns atunci foarte mult. Mă mărturisesc că la ora aceea, că eram trecut de 20 de ani și 20 și ceva de ani, plâng mai rar tine. Dar am fost când a fost căsătoria unui fiu de-al fratelui Titus, cam așa ceva, în 86, am fost să-l văd pe fratele Traian Dos. Și am văzut acum, s-a citit, și vă spun din memorie, s-a citit Matei, capitolul 25, când va veni Fiul Omului în slava sa, el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de atenție, stimatul meu. Vreau să spun că același mesaj este și pentru tine. Va fi într-o zi marea separare. Dă-mi voie să spun, salvează-te și fugi din împărăția Întunericului. Poate ai păcate și poate zici că nu sunt așa de mare. Uite ce spune textul aici. Și spune, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre. Tu scoți la lumina vieții tale păcatele noastre cele? Fă-ți un pic corelise. Ai păcate ascunse care nu le știe nimeni, numai tu le știi. Dacă nu le rezolvi aici, spun sincer, acestea vor fi deschise în marele dosar, în ziua judecății. De ce? Pentru că spune Biblia. Apostolul Pavel spune în Romani 2:17, după Evanghelia mea, spune Apostolul, Dumnezeu va judeca ce? Ce? Lucrurile ascunse ale tuturor oamenilor, de la iveală, prin rugăciune, prin spovedanie, prin mărturisire, cum vrei tu.
Dar nu e de ajuns să spui, fără o mărturisire sinceră și cere Domnului putere ca să nu mai păcătuiești. Aceasta se numește pocăința. Fă al doilea pas pe puntea aceasta care a atins-o Domnul Iisus peste prăpastia păcatului tău. Primul pas îl faci când vii cu credință la El și spui, Doamne, vreau să fii Mântuitorul meu, vreau să fii Domnul meu, să fii Stăpânul meu. Că dacă nu faci lucrul acesta, nu se este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu are și un atribut de Tatăl. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din carne, nici din voia firii Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu, așa spune cuvântul. Dacă ești copilul lui Dumnezeu implicit, Dumnezeu ți este ce? Tată! Slavă Domnului! Fiecare în seara aceasta, pentru cel care nu ți-a fost tată, să-ți fie tată și să-i spui, Doamne, te invit în camera mea, de acum poți să vii, tot ce este vechi s-a dus. Să nu uitați că Faraona, poate le-a subliniat bine, poate eu, când a spus că mâine este cel mai periculos, îți spun și eu, nu spune mâine, ești tânăr. Nu uitați, este o invazie a broaștelor. Uitați-vă la Apocalipsa, spune, la un moment dat am văzut din gura fiare, din gura balaurului și din gura prorocului, ce? Mincinos, ieșind pe drumuri care s-au dus la locuitorii Pământului și îi cheamă la război, este război spiritual. Dar războiul zilei cele mari a Domnului Dumnezeului nostru. Și nu spune mâine să le scoți din viața ta și de aici. Ele sunt peste tot, tu le cunoști bine. Uite de Vechiul Testament, în Exod, capitolul 8, se vezi cum sunt broaștele acestea. Sunt în odăi, pe paturi, sub paturi, sub ferme și peste tot, au invadat lumea. Dacă aceste broaște te cheamă la război și tu ești un prizonier în seara aceasta deja căzut, Domnul Iisus te poate salva. Din oșul cere să treci peste prăpastia păcatului tău. Fii realist și fii sincer și Domnul să te ajute. Nu crede că mâine, păi mâine o să-mi fac roșu eu de o zi în care să-mi fac o evaluare. Nu se știe, păi, o seara aceasta nimeni nu te asigură. Este o cântare pe care o a compus-o fratele Nicuriță Moldoveanu, pe care l-am vizitat și m-a întrebat ce confesiune ești, frate Simeon. Eu i-am spus și l-a spus, zice, Biblia nu spune decât o singură confesiune, frate Simeon. Și vă citesc din memorie, este 1 Petru 4 cu 16. Dacă suferă cineva pentru că este ce? Creștin. Să-l slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta și să nu-i fie rușine. Dacă vrei să fii urmașul Domnului, renunță la sinele tău, sinele primar, care ți-a făcut mult rău. Sinele acesta, personalitatea aceasta puternică, nu are nevoie Dumnezeu în împărăția Lui de oameni cu sine. Trebuie să-L răstignești aici. Domnul să ne ajute. Amin. Așa treci, mai faci un pas. Se numește lucrarea aceasta de schimbare, se numește naștere din nou. Îți schimbi viața pentru că tu, chiar dacă te-ai pocăit, chiar dacă ai regretat păcatul, l-ai recunoscut, dar și poate încerca să nu mai faci, să nu mai regreți. Domnul îți spune în seara aceasta, ai nevoie de o putere deosebită. Și această putere este cuvântul lui Dumnezeu. Este scris în Biblie, în Iacov 1, 18, născuți din cuvântul lui Dumnezeu. Născuți din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îți va da putere să nu mai repeți. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl vei citi, va face transformarea ta, schimbarea vieții tale. Că iar te vei întoarce din nou la păcatele din trecut. Și ai nevoie să faci lucrarea aceasta și Dumnezeu să te ajute. Fă acești pași și Dumnezeu să te binecuvinteze. Și mai faci câțiva pași. După aceea vezi ce mai spune cuvântul lui Dumnezeu. Asigură-te că ai împlinit ceea ce spune crezul. Mărturisesc cum botez într-o iertarea păcatelor. Faci pasul cel mai decisiv după ce ai făcut pașii aceștia, se numește pasul sfințirii. Pasul separării de păcat. Urmăriți pacea cu toții și fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să te separi de păcat. Și dumneavoastră știți care este voia lui Dumnezeu. Sfințirea voastră. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu care mai este? Să ne schimbăm viața. Domnul să ne ajute. Amin. Să nu ne modelăm după lumea aceasta. Spune Romani, capitolul 12, versetul 2. Care este voia lui Dumnezeu? Exact acest punct care l-a tratat Paratele Cristi. Vreau să vă spun că este un punct real. Numără-ți
zilele. Nu te grăbi să spui am 30 de ani și mai am până la 80 de ani. Ai grijă că nu se știe. Numărăți zilele și Domnul te cheamă să înceasă să faci evaluare. Dacă la școală ai învățat limba română, nu uita că în cer nu te întreabă Dumnezeu cât de bine știi să vorbești românești, cât de corect. Te va întreba ce limbaj ai folosit în viață. Dacă ești unul de aici care ai un limbaj care este din Împărăția Întunericului, Domnul îți spune în seara aceasta, treci de grabă și fă pașe să intre în Împărăția Lumina, în Împărăția Dragostei Fiului Său. Dacă vrei să mergem și prin alte obiecte, acum nu avem timp, ați văzut matematica, Domnule, ce interesant este. Este foarte diferită de matematica noastră. Cât ați dat la colegi ultima dată? Ați dat? Ați avut în buzunar, să zicem așa, 1.000 de lei și ați dat un leu. Cu cât ați rămas? Un leu. Un leu, se știe, ce slăbi să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Este foarte diferită matematica lui Dumnezeu de matematica noastră. Și vreau să spun, nu înceta să faci matematică. Spune, Doamne, am nevoie să mă mulțesc avansi, vreau să lucrez pentru bine, vreau să vestesc Evanghelia, vreau să fac totul pentru bine. Nu-L fugări pe Domnul pe la spitale, du-te tu! Nu-L fugări pe Domnul la penitenciar, du-te tu! Nu-i spune-o de reputare, poți să-L iau pe săracul cu tare. Chiamă-L, tu și vrei de mâncare. Pentru că Dumnezeu când te va răspăti, te va chema și spune, eu am fost acela. Eu am fost acolo, în sufletul acela amărât. Și pe mine m-ai respins când ai întors spatele și ai spus că lasă-i de altul, că este mai, stă mai bine decât mine. Iată de ce ne-a chemat Dumnezeu în seara aceasta, să fim plini de voia Lui și Domnul să ne ajute. Fă pasul sfințirii, intră în împărăția aceasta spirituală. Ea nu este mâncare și băutură. Ea este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și atunci vor vedea vecini, vor vedea colegi de muncă. Zice, omul acesta s-a întâmplat ceva cu el. V-am mai spus dumneavoastră, probabil, când am mai fost aici, am cunoscut împreună cu fratele Ionel, un frate din Bistrița. Și fratele acesta spunea de un vecin care s-a întors la Domnul. Celălalt vecin zice, acum îl testez pe ăsta, să văd dacă cu adevărat s-a întors la Domnul. Și lăsa vaca în bajocul să calce în grădina lui. Și fratele a luat-o odată, i-a dus-o, a luat-o doar, i-a dus-o înapoi. La urmă s-a supărat, că era și el om. Zice, omule, țineți vaca, țineți animalul, că dacă nu o să, ce o să? O să ți-o apucă înapoi. Și auziți ce a însemnat acest răspuns. S-a dus în casă și a spus, nevastă zice, ăsta este cu o credință adevărată. Uite în noi câtă răutate e în noi. Ai văzut? Ăsta putea să facă un rău, de câte ori l-am testat, și a trecut cu bine. Aceasta e credința care schimbă oamenii. Domnul să facă o schimbare în viața noastră a tuturor. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Repin, nu te înscrie și nu te gândi unde să te duci, nu știu prin ce buncăre și nu știu unde să mergi, că vine mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta. Și bine, că se întoarce Domnul Iisus Hristos și vor fi mari evenimente în viitor. Asigură-ți viața. Uitați-vă cei care sunteți oameni de afaceri aici. Ai făcut o asigurare pe casă, pe mașini, stai un pic liniștit. Întreabă-te, ți-ai asigurat viața? Dormi liniștit că dacă s-ar din nefericire, este întrebarea cea mai grea. Să spunem că Domnul Iisus vine la noapte. Sau poate pleci? Întreabă-te și nu pleca acasă până nu faci rugăciunea aceasta. Ești asigurat? Ai speranța că ai viața veșnică, ți-ai găsit adăpost în Dumnezeu. Ai intrat în Împărăția Lui veșnică. Întrebări la care trebuie să reflectăm. N-aș vrea să merg mai departe, deși fratele mi-a mai acordat niște minute, vreau să ne mai împărțim și cu alții frate. Că era un frate la Harbore și s-a extins așa mesajul lui. Ceilalți au făcut semn că era o momentare și era fric și viață și așa. Și cineva a făcut semn să mai reducă din mesaj. La urmă, fratele Hristos zice, mai încet, așa, către frate, ce nu-i bine să spunem tot ce știi, mai lăsăm și pe altele. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să vă mulțească, fraților, și vă spun, aveți credință că vă mulțește de 1.000 de ori? Amin. Că dacă toți suntem la matematică, da sau nu? Amin. Eu mă rog pentru ca să ne mulțească, am nevoie de credință de 10 ori. Dar să măcar de 10 ori să spunem amin. Toți slab și de 10 ori. Măcar de 2 ori, amin? Amin. Mai mult amin a fost. Domnul să vă mulțească și așa cum ne vedem aici, să ne vedem în gloria cerească și să nu lipsească nici unul. Amin. Amin.